Aron, ce faci, bă, bocule? Ce faci, bă, 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 ce ți-i mică, bă? Ce faci? Ce faci? Aron! Aron! Mergem la adunat de urzic. Cu Valeria, nepoțica. O să trecem și pe la Măgăruș. Și pe la Căpriță. Să vă arăt și vouă. La noi a venit iarna deja. A venit iarna. Mi-am lovit un cap. La 9 grade. Ce? Acolo au dat la un banc și noi veneam aici și suntem la banca asta, dar văd că au dat-o jos. Pare să vină. Că v-a adunat mulți acolo și făceați gălăgie, cred că, nu? A plouat tare, vezi? 6 noapte a plouat, nu? Da. Uite, aici veneam eu asta vară și mâncam smochini. Uite acolo române care pescuiesc. Da, române? Da, uite doar române care pescuiesc. Uite aici am venit odată și am urcat. Se început... vreau de acolo? Pe aici am intrat. Da? Sau pe aici? Nu, pe acolo. Și am început să latră niște câini pe aici. Și am luat-o la fugă. Da? Le atrag câinii pe drumul. Păi mai sunt cât bine 30-50 ceva de zile, 57 de zile. Aici sunt măgari, nu? Da, aici, dar nimeni văd. Unde fiu are? La dos. Poate când ne întoarcem îi vedem, dar la dos, au intrat acolo la dos. Ia strigăle, cum te-am învățat pe tine? A, nu mai țin. Liza Chibaro! Liza Chibaro! Și Căprița, cum o cheamă? Melania Gentil. Melanina Gentil! Melania! Melania Gentil! Liza Chibaro! Liza Chibaro, veni qua! Da, ce vreau să zic. Cum mai sunt 50 ceva de zile și vine Revelionul ăla. Se duce anul. Eu topi Liza Chibar, vezi că a strigat la și vine. Liza Chibaro! A dat oră. Ceasă. A dat ora. 11. A dat ora, da? La ora 11. Înseamnă că ceasul tău e înainte cu 3 minute. Ce faci, Liza? Frumusețea mea! Ai dat ora? Bravo! Bravo! Cum se cheamă? Liza Chibaro. Bravo! Ce faci, Liza? Liza, dă-o pupă, Liza! Dă-o pupă! Liza, dă pupa! Liza, hai dă-o pupu, Liza, dă-o pupu. Dai, măgar. E măgăriță. E măgăriță. Măgăriță, dă-o pupu, Liza. Liza, dă pupu. Da, mergem să luăm urzică. Și uite și Căprița din coa, cum o cheamă? Melania Gentil. Melania! Pune-te de la uscat să facă ceai, nu știu. Melania! Veni cu Melania, ți-i faci, fata. Hai, vină în coa să dau ceva să mănânci. Vină în coa, ți-i faci. Da. Vină, fă coa. Ți-i Liza. Liza Chibaro. Melania! Dove vai? Da. Antipatic e rău, nu? Deci, ce, eu cum e bun. Bravo. Acolo a făcut-te scală, nu? Da, da. Aha. Aici sunt mare, băi, că e da. Aici suntem la podul ăla. La podul de la Bigonovă, spre Convede.
Pe aici? Da, pe acolo am urcat și am dus pe acolo. Hai, las. Am traversat strada și am dus în parteneră, că era un parc acolo. Aolea. Păi și deasupra e strada, nu? Da. A, și poți să ieși în partea aia lantă, mă. Da. Știi cât ne-am cățărat? Mai am săptămâna care vine vedere și după aia încerc. A, uitați, fratele, cum bate vântul! Duce toamna. Mai încă un pic și vine iarna. Am ajuns la urzica noastră, acum că punem să o culegem. Și după aia plecăm acasă, cu înțeles. Și o punem la uscat. Era pe acolo, la anul ăla, asta vară, era plin de soia, vară. De? Soia. De soia? Soia. Ah, soia. Dar oare ce plantă pe asta? Curios. Chiar nu știu ce plantă e asta. Uite că am ajuns la urzică, vale. Asta mi-ajunge toată iarna, până în primăvară. Oricum aici găsești toată iarna, dacă vrei, că nu-i ca la noi, știi? Și vremea mai caldă. Ia-ți-ne, vale, tu și culeg eu. Mi-am luat mănușă, mi-am luat pungă. Eu am ales să vin azi, din cauza că a plouat azi noapte și e curată, știi? Vale? Da. E spălată pe aia. Să vii așa când e... Când e plouat, nu numai o pun la uscat, nu trebuie să o mai scoat, știi? Ia. Și rădăcina e bună, Vale, știai? Și rădăcina e și foarte bună. Da, bunica mi-a zis să fii atent că nu trebuie să iei urzica selvatică. Păi să fie normal azi. Păi selvatică a zis să nu iei. Normal. Selvatică, urzica selvatică. Să pun la uscat acolo în locul la izi, nu știi? Mașina de spălat. Dar nu găsești și mentă. Mentă? Păi este mentă. Ai văzut mașina spălată acolo? Mi-a adus Nelu cu mine. Aaa, mi-a place aia. Aia e de la Nelu. Și rădăcina e și foarte bună, dar nu mai stau acum. Sunt foarte bună. Dar nu poți să iei un pumn de chestia asta? Un ce? Un pumn. Cum un pumn? Să iei cu mai multe plante, nu doar una la una. Iau mai multe? Da, te poți să iei 5 dintr-o dată, nu poți? A, nu, pentru că mă pișcă. A. Îți iau așa câte leată, că e una în parte. Bă, dar dacă aveam o mănușă mai lungă, așa, știi? Asta e de aia mai bătrână, e mai bună, asta e mai coapă. Ia uite ce are frunza asta, ce schifo! Pe aia n-o să o iau. Aia n-o să o iau.
Omul de urzici. De urzici. De la asta, la ploaie, tot. Cam ăsta a fost vlogul. Cam ăsta a fost vlogul pe ziua de azi, fraților. Vă pup și să nu uitați să dați și voi un like acolo, pe distribuire și pe abonare. Pa, pa!